Ți-a fost scris la Luca, la capitolul 15, începând de la versetul 11 până la versetul 32. Titlul acestui pasaj biblic este Pilda Fiului Risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde s-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit la unul din locuitorii țării acelia, care l-a primit pe ogoarele lui să păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați are tatăl meu, au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. Și a chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși bine și sănătos. El s-a întărtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, eu slujesc ție ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile destrăbărate, ți-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă rog să ocupați locurile.